Precipitarea lucrurilor pe scena politică, imposibilitatea de a ține în frâu mișcările stradale din fața Palatului Victoria și de la Cotroceni îi determină pe liberali să poată vedea materializat visul lui Iohannis. Plecarea guvernului Grindeanu de la guvernare și instalarea fie al altui guvern social-democrat care să nu poată duce la îndeplinire programul ambițios al PSD, fie intrarea la guvernare a opoziției în condițiile în care se reușește erodarea totală a PSD-ului de către mișcările stradale și instalarea la Palatul Victoria al unui guvern pe care președintele Klaus Iohannis chiar l-ar putea numi guvernul meu. La acest lucru contribuie din plin și disidența în PSD a grupului de la Iași, format din primarul Mihai Chirică, susținut îndeaproape de europarlamentarul Cătălin Ivan, aflat de multă vreme în dezacord cu Liviu Dragnea. Cred că v-am răspuns puțin mai devreme când am spus în intervenția mea că jumătatea anului va găsi o schimbare guvernamentală. Dar este un pas pe care acei oameni l-au făcut din convingere. Și convingerea cred că a avut în spate mai multe momente în care au fost înșelați. Încrederea lor a fost înșelată în interiorul partidului și s-au trezit probabil în situația de a fi nereprezentativ pentru electoratul care i-a trimis. Într-adevăr, la nivelul județul Iași, la nivelul municipiului Iași, au fost câteva declarații nu sporadice, ci continuate și susținute, contrar politicii centrale a PSD-ului. Putem interpreta că aceste declarații sunt ca dorință de poziționare pe un val de simpatie, dar putem merge mai departe și aveți o informație, cred că și dumneavoastră, care să conducă în construcția ideii că la un moment dat acest partid, nu știu dacă se va rupe sau nu, dar își va alege un alt drum. Și cred că inclusiv ultima decizie pe care a luat-o Guvernul României în cadrul, prin premierul Grindeanu privind demiterea unui ministru, adică găsirea unui singur țap ispășitor, deși în solidar au fost toți, în momentul în care au decis, este încă un element care să construiască această idee. Aș vrea să mai spun un lucru. Că acest lucru care s-a întâmplat la Iași, cred că ar fi bine să dea de gândit tuturor celor care fac politică, în momentul în care fac, să își susțină cu adevărat convingerile până la capăt. Dacă nu, să-și asume drumul. Ruperea iminentă a PSD prin plecarea grupului de la Iași împreună cu alți 14 parlamentari socialdemocrați care se pregătește în culisele politicii dâmbovițene ar putea ca până în vară să ducă la îndeplinirea visului lui Klaus Iohannis, care, ca și Traian Băsescu în 2004, va apela la soluția imorală, dar eficientă de a aduce PSD-ul în opoziție. Reamintim faptul că în 2004 Traian Băsescu l-a determinat pe Dan Voiculescu să accepte intrarea la guvernare alături de Alianța Dreptate și Adevăr, prin acea mișcare politică reușind să trimită fără drept de apel 8 ani în opoziție PSD.